câștigător la masa verde pentru că cei de la Bihor s-au retras din campionat, jucătorii universității vor sta mâine ca pe ace. Pentru Cluj, cel mai fericit scenariu ar fi ca Râmnicu Vâlcea să piardă la Baia Mare, iar Brașovul și Mioveniul să nu câștige cu Pâncota, respectiv Reșița. Este și bătălia între cele trei echipe și am încredere că toată lumea își va da viața pe teren, o să încerce să câștige puncte, cele trei puncte puse în joc, ca să poată să meargă în play-off. E important pentru fiecare, cred, dintre ele. Pentru că probleme sunt la toate echipele. Chiar vorbeam și cu cei de la Baia Mare înainte de joc și cu cei de la Brașov și spuneau același lucru, că dacă noi intrăm în play-off e destul de greu. Deja și ai săi mai cred încă în minuni. Tot timpul am crezut și când am venit prima dată, nimeni nu mai credea în salvare de retrogradare, am crezut. E normal, pentru că este profesia de așa natură și trebuie să crezi. Cu gândul la celelalte rezultate, clujenii vor disputa mâine un amical împotriva echipei din Liga 3 a Viitorul Domnești. Dacă ar fi o promovare, atunci ar fi altceva. Dar pentru noi înseamnă mult această calificare în play-off. Nu o să-ți dăm cu telefoanele deschise. O să ne facem antrenamentul, o să jucăm meciul amical pe care îl avem mâine, după care o să deschidem telefoanele sau o să ne sune cine o să ne sune, să vedem despre ce este vorba. În prezent, Universitatea Cluj ocupă locul 8 cu 41 de puncte. Pe locul 6, ultimul care duce în play-off, este poziționată FC Brașov, formație cu 42 de puncte. Locurile 4 și 5 sunt ocupate de FCM Baia Mare și CSM Râmnicu Vâlcea. Accederea în play-out nu sună foarte bine pentru clujeni, în condițiile în care singura soluție pentru a evita falimentul este promovarea în Liga 1.